Eu cred că domnul Dodon nu acționează ca un șef de stat. Inclusiv ceea ce a spus el cu lepădăturile. Nu își poate. Un șef de stat nu poate să-și numească cetățenii lepădători. Un șef de stat, el este președintele tuturor. Nu numai socialiștilor. Nu numai găgăuzilor sau altor grupuri minoritare. El este președintele și al dumneavoastră și al meu. Și trebuie să acționeze ca atare. Sigur, fiecare are preferințele sale politice. Dar este o linie roșie pe care nu poți trece. Și aici, de fapt, eu nu observ în acțiunile domnului Dodon. El, de fapt, se comportă mai degrabă ca un guvernator a Federației Ruse care a fost numit pentru aceste teritoriu și tot ceea ce face el este pentru a distruge independența acestui stat și a o readuce din nou în fostul Imperiu Sovietic. Și unicul impediment major care l-au ei este deocamdată Ucraina. Dacă și în Ucraina ar avea loc o dodonizare, de altfel, termenul de dodonizare este termen consacrat în presa din Letonia. Am citit un articol și este termen consacrat, care semnifică procesul de instaurare a unor politicieni desemnați și cu ajutorul Moscovei și desemnați de Moscova direct. Și dacă și în Ucraina ar avea loc o dodonizare, eu cred că lucrurile arată destul de trist și la noi.